Vrem să știm care e situația contractelor pe care le avem, care e situația forței de muncă și cum putem să dezvoltăm un plan împreună pentru a atrage contracte și pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate. Am văzut demonstrația aviatică și am discutat cu piloții despre capabilitatea fabricii de avioane Craiova de a asigura mentenanța avioanelor produse în România, un produs 100% românesc, și de asemenea de a moderniza aceste avioane. Răspunsul a fost unul foarte bun și prin asta demonstrăm că la Avioane Craiova putem să asigurăm mentenanță, putem să asigurăm servicii de calitate. Am văzut hala și care arată bine. Ne putem să arătăm oricărui potențial contractor în ce condiții putem asigura aceste servicii. Avem o fabrică funcțională, dar de asemenea trebuie să continuăm să facem investiții și să putem asigura modernizarea flotei pe care o avem împreună cu ceilalți contractori privați cu care lucrăm de foarte mulți ani. Și de asemenea să dezvoltăm această capabilitate, pentru că este foarte importantă pentru securitatea națională, e foarte importantă pentru industria aeronautică din România.